Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Ne-am adunat cu toții cu prilejul acestei zile importante din viața doamnei Clotilde Armand, când a venit cu o victorie, o mică victorie, o mică întâmplare favorabilă petrecută sub semnătura premierului Florin Câțu. Doamna Clotilde Armand are o izbuteală. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce a izbutit doamna Clotilde Armand în lupta cu, în războiul cu Romprest? Timp de 6 luni de zile, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe a verificat ce s-a întâmplat cu fondurile publice din sectorul 1, iar astăzi a sosit procesul verbal al controlului și recunosc că nu mă așteptam ca imensiunea furtului din bani publici în sectorul 1 să fie la acest nivel, scrie Clotilde Armand, care apoi prezintă raportul de la Ministerul de Finanțe. Consecința economică este reprezentată de prejudicii aduse fondurilor publice din bugetul local al sectorului 1 în valoare de 243.896.931 lei. Sectorul 1 va recupera creanța bugetară în valoare de 243.896.931 lei de la Romprest și de la persoanele răspunzătoare. Astfel spus, Romprest reclamă că sectorul 1 nu ar raporta toate sumele pe care Romprest consideră că sectorul 1 le-ar datora către Romprest. Ori, în contextul în care sectorul 1 a plătit către Romprest fără bază legală și contractuală în sarcina Romprest, regăsindu-se o creanță a bugetului local în valoare de 243.896.931 lei, reclamația Romprest, conform căreia sectorul 1 nu a raportat toate ca plăți restante, valoarea tuturor facturilor emise nu poate fi luată în calcul, motiv pentru care primarul de la sectorul 1 anunță că va continua acțiunea în instanță. Voi înainta procesul verbal către DNA pentru că există deja un dosar. De asemenea, Direcția Economico-Financiară a înaintat către organele de urmărire penală raportul. Echipa de control a Ministerului Finanțelor a dat termen 180 de zile primăriei sectorului 1 pentru recuperarea acestui prejudiciu. Superb. Direcția financiară din cadrul Ministerului de Finanțe a identificat un tun de 50 de milioane de euro. Avem un tun sub tunul acesta. Și a scris în documentul oficial. Asta e tun. În documentul cu număr de înregistrare e precizat termenul tun. A zis avem un tun. La registratură a fost găsit acest document care deja nu poate fi contestat. Care ar fi fost dat de primăria sectorului 1 în urma unui contract cu Romprest, susține direcția financiară, după ce Clotilde Armand a cerut un audit. Ia veniți, mă, să vă uitați, să vedeți exact. A venit auditul, a venit cu acest rezultat, care sigur că nu prea poți să zici că miră, adică nu e o stare de mirare ce se naște în urma acestei constatări. Era clar că, până la urmă, cam asta se întâmplă la primărie. Mirarea mea ar fi ca de acum încolo să nu se întâmple așa ceva, ca auditul următor de peste 4 ani să nu găsească genul acesta de constatări, că în general cam cu asta se ocupă oamenii. Nu asta credeți că se bat ăștia să ajungă primari pentru un... Ca să strângă gunoiul? Pentru un salariu de, nu știu, 7.000 de lei cât încasează un primar? Nu. 1.000 de lei cât în plus, minus, cât. Bun, oricum, nu e mare. Nu e mare. Nu pentru salariu. Adică, de exemplu, doamna Clotilde Armand încasa un salariu puțin mai mare ca europarlamentar. A decis să vină în sectorul 1. De ce? Pentru că simte nevoia să facă ceva pentru locuitorii sectorului 1. Eu cred asta cu tărie. Da. Eu am convingerea fermă că doamna Clotilde Armand crede că ăsta este scopul vieții sale, politice cel puțin, aceea de a îmbunătăți viața locuitorilor din sectorul 1. Deocamdată este motiv pentru care dumneavoastră se sacrifică pe altarul politicii românești, pentru că ai văzut ce fac colegii de la alte trusturi de presă, incredibil. Noi am încercat să o contactăm astăzi pentru a o invita să dezbatem acest prejudiciu de peste 50 de milioane de euro dat de primărie, dar nu de primăria dânsei, de primăria lui Tudorache, cum era pe vremuri. Bineînțeles, a citit mesajul și nu vorbește cu noi, pentru că chiar în aceste momente muncește un pic pentru cetățenii sectorului 1. M-am simțit și prost, îi spuneam, Radu, bă, noi greșim că o deranjăm. Pentru că dânsa, nefiind Ciprian Ciucu, nu doarme la ora 18:04, ci stă acolo și muncește. Pentru cine? Pentru mine nu. Dar pentru el, dacă locuiește în sectorul 1. Și pentru toți cei care locuiți în sectorul 1... Treci prin sectorul 1, de ce te... Trec razant, cum trec eu, ca să fiți, nu prea mă interesează. Toată lumea trece prin sectorul 1. Mă gândesc la ale mele, nu... Un sector prin care se și trece foarte mult, doar se locuiește foarte mult. Se trece, dar și sectorul în sine pare ușor trecut, așa. Pare ușor trecut, pare o situație drastică, pentru că înțeleg că se cere din nou o stare de alertă în zona gunoaielor. Într-adevăr, gunoaiele astea sunt ceva ce ar trebui mai degrabă să îngrijoreze. Eu adică orice ar fi pe ele. Oportun era să învățăm să învățați să trăiți cu ele, cu gunoaiele. Să conviețuim, da. Deci asta, varianta asta a colectării deșeurilor, nu cred că mai e una sustenabilă. Nu știu dacă se va mai întoarce cineva la cum era pe vremuri când vă lua Romprestul sau altcineva gunoiul
Și vai, avem curat pe stradă. Nu cred că se mai pune problema de așa. Deci e vorba de capacitatea dumneavoastră a locuitorilor sectorului 1, domnul Buzoianu și dumneavoastră cei care ne priți, de a vă adapta la noua normalitate. Dacă sunteți capabili să trăiți pe-ntre gunoaie, nu sunteți capabili să trăiți pe-ntre gunoaie, e problema dumneavoastră. Mutați-vă. Sunt și alte sectoare. Mai sunt 5 sectoare. Vă duceți în județul, sectorul agricol, Ilfov, cum era pe vremuri. Vă duceți în teritoriu. Vreți în sectorul 1? Acomodați-vă cu gunoaie. Eu cred că în termenii ăștia se pune problema și e foarte bine așa, pentru că era o stagnare, v-am văzut blazați, obișnuiți, credeți că strângerea gunoiului vi se cuvine, e ceva ce meritați, e ceva ce ați obținut și, vai, un drept câștigat, e un drept garantat. Nu. M-am oprit înainte de a spune un cuvânt extrem de potrivit în context, nu e garantat, dar total inadecvat la televizor. Nu e garantat, dar rimează cu ridicat, nu e nici ridicat, nici garantat. Acum, pe de altă parte, eu vă întreb că există acest război, asta e sintagma. Dom'le, e un război. La sectorul 1 e acest război, al doamnei Clotilde Armand, un război pe gunoi. Și la finalul războiului vom organiza o paradă exact ca aceea de ieri. Sub niște gunoi așa care se vor. Sub o boltă de deșeuri. Când s-au întors din Afganistan, soldații români vor trece și doamna Clotilde Armand cu armata domniei sale. Hai să vedem cine câștigă. Domnule, păi, dar poate cine vor trece gunoieri. Domne, binele învinge întotdeauna, nu știu dacă ai remarcat. Și binele ăsta e relativ. Și binele relativ, uite. Ce e bine pentru doamna Clotilde, nu e bine pentru rom, și viceversa. Și nu e bine, uite, Răzvan, pentru domnul Tudorache, pentru că tocmai vorbeam despre faptul că care niște necazuri. Contează foarte mult, domnule, pentru un primar salariu, pentru asta se zbate primarul, ca să obțină un salariu. Bănuția aia trăiește. Fostul primar. Bănuția aia și a diamante. Împrumut de 130.000 de lei achitat în anul în care a câștigat 135.000 de lei. Deci, păi, în 5.000 s-a drămuit, i-a drămuit. Cei de la Newsic fac această constatare emoționantă. Fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, care nu are niciun ban în cont și niciun fel de bunuri în proprietate, a luat împrumut 26.000 de euro pe care trebuie să-i achite într-un an. Dom'le, și omul are niște bani foarte drămuiți și uite că reușește din banii ăștia drămuiți, asta încerc să spun. Asta vreau să arăt, că nu vreau să indic cumva... Că se poate trăi și cu bani puțin. Se poate așa trăi este. Cu bani puțin dacă ești chipzuit. Și dacă ești primar de sector. Prin declarația de avere pe 2021, domnul Tudorache, acum deputat, dom'le, nu prea are mare lucru pe declarația de avere. Adică nu e genul domn care să aibă chestii. Nu prea e genul. Ia, colegii de regie, dați-i un mesaj domnului Dan Tudorache să vedem. Deci actualul primar al sectorului nu comunică să presa. Să încercăm cu ăsta la altul. Poate fostul primar să-l întrebăm cum a reușit domnia sa din 135.000 de lei câștigați în decursul unui an să achite un împrumut de 130.000 de lei și surpriză, să supraviețuiască. Pentru că multă lume nu știe. Dânsul a supraviețuit alegerilor locale. E un supraviețuit. În Parlamentul, da, poate avea doamna foarte multe venituri. Potrivit poate câștiga doamna, Andrade. Poate câștiga doamna, Da, spune că în 2021, Tudorache a luat împrumut 130.000 de lei, împrumutul a fost luat cel mai probabil de la o persoană fizică. Băncile cer în garanții, el n-a avut garanții, n-are cum să... Deci, probabil, cuvântul lui nu-i suficient? Domne, cuvântul lui e o garanție. Nu, credibil. Nu știu, domne, dacă domne, pe cuvântul meu că vi-i dau înapoi. Domne, credibil a fost că jumătate... S-o fi jurat acolo. Jumătate dintre cetățenii sectorului 1 l-au votat, deci a avut o credibilitate cât de cât acolo. Așa. E adevărat că în partea de altă e la Clotilde Armand, adică poate că nu știu care... Că dar poate și s-o fi dus, s-o fi jurat acolo, cum făcea Ciolacu cu domnul Grindeanu, că nu sunt securiști cu mâna pe Biblie, pe icoană. Domne, vă dau banii înapoi într-un an de zile, aveți încredere. Da. Nu mănânc, nu beau nimic anul ăsta. Cu cravata asta e din 2018. Domne. Deci în haine n-ai investit. Diamantele alea, hai să fim serioși, le cumperi dintr-un ciubuc. Cum vine așa și... Dar dânsu avea menajeră? Era oricum... De unde avea el menajeră dacă n-avea proprietăți? A fost oricum menajat acolo în primărie. Nu prea deranja multe lucruri. Este primul om care are menajeră, dar nu are proprietăți. Unde îi face? Are primul menajer. Păi de aici se pleacă, doamnelor și domnilor. Domnule, înainte să-ți cumpere o casă, dar menajer aveți? Încep cu menajera. Păi nici nu-ți vânde aia casa să o lași ca pe sectorul 1 plină de gunoaie. Jurul menajerii se construiește o casă. Așa. Așteptăm să vedem dacă ne răspunde, fostul primar. Uite, poate că fostul primar e mai deschis la dialog, actualul primar nu prea la dialog. Problema la el era speculația că ar fi mai închis, nu mai deschis la dialog. Și, da, la dialog. E bine că ai menționat. Păi dacă nici eu nu menționez. Și mergem în mod drastic către primarul sectorului 6, un primar important din viețile noastre, domnul Ciucu. Mamă. Domnul Ciucu dă un interviu, se deschide la dialog pentru colegii de la G4 Media, dă un interviu în care explică niște lucruri acolo. El este o stare de mirare pentru că a venit și a zis, domnule, sunt în echipa domnului Ludovic Orban, o să dăm citatul.
Să dăm citatul emoționant, pentru că nu e doar așa în echipa domnului Ludovic Orban. Îi mulțumește, este dator, dar la nivel emoțional, la nivel personal, zice domnul Ciucu, sunt alături de Ludovic Orban. Două luni mai târziu este într-o fotografie cu domnul Ciucu, cu domnul Câțu, candidează în tabăra domnului. Eu aș vrea să începem într-o ordine invers cronologică. Da. Pornind de la declarațiile făcute astăzi în cadrul interviului pentru jurnaliștii de la G4 Media. Nu da alta, dar nu prea se mai poate așa. Adică, domnul Ciucu... Mă, domnul Ciucu, dați-i un mesaj și lui domnul Ciucu, că l-aș suna în direct, dar... A, nu, stai că acum aș negociază. Vă povestesc eu ce face în acest moment. Aș vrea citatul din G4 Media de astăzi. Ce a declarat el pentru jurnaliștii de la G4 Media? E un citat spectaculos, dacă puteți să vă notați, puteți mi-l dați și mie pe ecranul ăsta mare, perfect. O declarație bombă făcută de Ciprian Ciucu, iulie 2021, mai exact decât atât astăzi. Acum pot să vă spun și un lucru, poate vi se va părea ciudat, domnul Ciucu, la matale nimic nu ni se mai pare ciudat. Chiar cu vreo două zile înainte să decid că voi merge împreună cu echipa lui Florin Câțu, am avut o discuție cu echipa lui Ludovic Orban, mi se pare normal, și am semnat un protocol de susținere reciprocă. Domnul Buzean, ce a semnat? Un protocol de susținere reciprocă. Ideea era ca Violeta Alexandru să se retragă și câștiga manfanfara alegerile din PNL. Să se retragă naibii, cam asta vreau să zic. Dar uite, se retragă, Doamne iartă-mă. Am plecat acasă, că n-a rămas acolo, și m-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. Că dânsul așa face. E în mijlocul unor evenimente, după care am zis acasă și zice... Mă, ce dracului, Tom? Mă, ce-am făcut? Domnul Ciucu, în momentul în care veți avea capacitatea de a gândi în timp ce acționați, nu spun înainte, da, să știți că veți deveni un om mai bun. Dar poate că cineva l-a deranjat, l-a sunat după, și el a explicat, domnule, nu pot să vorbesc, acum mă gândesc ce s-a întâmplat acolo. Acum mă gândesc ce s-a întâmplat acolo. Am semnat un protocol, am bătut palma, am ales echipa de conducere, câștigam fanfară. Dar totuși, ce s-a întâmplat? Un om care are nevoie să se gândească ce s-a întâmplat. Da. M-am simțit puțin intrus. Nu m-am simțit dorit. Bătuțele. Ce n-ai bani dorit? A, bun, ok. Mă rog, da. Pus cumva simbolic la rever. Deci dânsul se simte un trandafir, mă, de ți-l montezi aici și merge. Decorativ. Deci lui se pare că prezența lui este una care decorează. E și bărbat frumos. Dar știi că a fost... Da, e decorativ. Nu, te contrazic, a fost împotriva decorațiunilor de Crăciun, cel puțin a fost împotriva. Păi e el suficientă decorație pentru... Am înțeles. M-am întrebat dacă vreau să fac același stil de... Același stil de... Și acum mergem mai departe cu citatul care același continuă. Stil de... Deci, practic, omul care este domnul Ciucu se simte decorativ, se simte decorativ și s-a încurcat un pic. Același stil spate de politică din ultimii 2 ani. Și vreau să rețin, stimați telespectatori, sintagma asta. M-am întrebat dacă vreau să fac același stil de politică din ultimii 2 ani. Pe asta a spus-o cu scârbă, aveți încredere în mine. În care președintele PNL a fost extrem de prezent, făcând chiar listele de candidați la Parlament ai PNL București. Sau vreau să fac politică în termenii mei? După ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-am sunat pe Ludovic Orban chiar a doua zi, ca să mai aibă timp să își pună alt candidat, că să nu, și i-am spus opțiunea mea. A fost o discuție lungă și am decis să merg în echipa în care nu mă simțeam intrus. Deci, ce l-a răzgândit pe el? Modul în care s-a făcut politică în ultimii 2 ani. Deci a ajuns acasă după ce a semnat protocolul. Bă, de regulă, dacă ești un mai un pic de cap, te gândești înainte să semnezi? Nu, te gândești clar, înainte. E bine așa. Te gândești înainte? Te gândești înainte, bă, semnezi? Cel mult în timp ce semnezi. Cel mult. Deci, ridici, ce... Doamne, iartă-mă, pixul în ultima secundă, să spui că nu e semnătura, gata. Pentru cei mai grei de cap, te rog, există varianta în care te gândești chiar în timp ce semnezi. Și te oprești. De regulă te gândești înainte. Ciprian Ciuc. Și înainte să termină, zici, bă, nu, m-am sucit. Mă zgălești, te... Doamne iartă-mă, cu protocolul tău. Nu, el a semnat, a bătut palma, s-a înțeles cu omul, a zis, pe asta o punem prin vice, gata, candidez, am câștigat, hai ce bine, s-au pupat, ce-au făcut, mă rog, nu că e pandemie, s-a dus acasă, a stat, s-a culcat, e probabil era 7 seara, s-a trezit probabil transgresor. Bă, ce-am făcut? Bă, ce-am eu făcut nu mă eu? Simt dorit. Da, da. Mă simt un intrus. Nu vreau să fac politica asta scârboasă din ultimii 2 ani. Mi-e rușine mie de ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. L-a sunat și i-a zis, ia-ți protocolul. Asta e, rulează-l. Asta e o speculație ta. 100% este. Nu, 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 nu cred. Și
Introdu-l într-o capsulă a timpului la păstrare să-l descopere pe cea. Eu nu cred că a sunat. Nu crezi? Că a sunat pe mine. Nu. Nu crezi că a sunat? Cred că pur și simplu i-a dat SMS? S-a trezit Ludovic Orban fără. Eu nu cred că a sunat. A, tu zici că aici a încercat să pară un domn. L-am sunat a doua zi. Da, nu l-a sunat, l-a lăsat așa. Bun. Asta a declarat în iulie 2021. Vreau să văd ce declara în urmă cu vreo 2-3 luni, în martie. Mai de mult. Ce declara două luni mai devreme. Mai devreme, în urmă câteva luni. Da. Îl voi susține pe Ludovic Orban la Congresul PNL. Lui Ludovic Orban îi sunt recunoscător și pentru cariera mea politică la nivel personal. Partidul ăsta a crescut foarte mult de câțiva ani. Mă uit la calitatea oamenilor din partid, la generația care a crescut împreună cu mine în ultimii 2 ani, la sectorul 6, și ce politici de resurse umane am promovat, cel puțin la nivel de București, și îmi dau seama că e altceva. Bă, nu există, nu există altceva. Dați-ne apoi, interviu de aia veche. Interviu de azi, nu veche, nou. Asta e veche. Interviu de azi. Dați interviu. Partea a doua din interviu de azi, cel în care zice că, așa o face. Că nu se poate așa ceva. Hai că eu mi-am și notat pe telefon că nu. I-am zis că ea se insultă la adresa intelectului colectiv. Iulie 2021, uite. A fost o discuție lungă și am decis să merg în echipa... Mi-am dat seama că nu mai pot face același stil de politică din ultimii 2 ani, în care președintele PNL era extrem de activ. Deci, oameni buni, s-a pornit așa. Unde este? A fost o discuție lungă și am spus opțiunea mea. După ce i-am spus că vreau să fac, după ce mi-am răspuns că vreau să fac politică în termenii mei, l-a sunat pe Orba. Nu politică, același stil de politică făcut în ultimii 2 ani. În martie zice, mă uit la calitatea oamenilor din partid, la generația care a crescut împreună cu mine în ultimii 2 ani la sectorul 6 și ce politici de resurse umane am promovat, cel puțin la nivel de București, și îmi dau seama că e altceva. Deci, în martie era extaziat. Extaziat, pur și simplu. Era ceva interzis minorilor să-l urmărești în timp ce vorbea despre politica ultimilor 2 ani și cum s-a făcut la nivel de București. Părea că a atins nirvana, da? Desăvârșirea sufletească, da? Și trupească, Doamne, iartă-mă, în ultimii 2 ani la nivel de politici publice la București. În iulie 2021, scârbit de politica din acești ultimi 2 ani, care nu poate continua. O scârbă, pur și simplu. Deci a fost o stare de lehamite, de angoasă, de nefiresc, bă, ce să mai zic, hai să o zicem pe aia dreaptă. Deci omul acesta are această dinamică de două luni, în două luni devine, aceeași politică devine în două luni. În trei luni. Hai, spune-te. Deci în trei luni Ciprian Ciucu a trecut de la extaz la scârbă, față de aceeași de politică. De la același eveniment. Deci în ultimii 2 ani. Petrecut în trecut, adică n-a mai intervenit ceva. Deci el deja se petrecuse evenimentul cu politica PNL-ului din ultimii 2 ani. Deci practic politica din PNL-ul din ultimii 2 ani e aceeași în ambele declarații, că nu s-a mai schimbat. Deci nu s-a schimbat în ultimii 3 luni, în ultimele 3 luni politica de acum 2 ani. Nu s-a schimbat, doamne, iartă, nimic. Bun. Și avem un material publicat în regim de breaking news cu privire la ce se petrece în aceste momente, domnul Buzoianu, pentru că fix în aceste momente se negociază regulile de la alegerile de sâmbătă, unde domnul Ciucu va candida. Va candida împotriva doamnei Violeta Alexandru și poate că asta este ceea ce, rațional vorbind, a schimbat declarația domnului Ciucu. Rațional vorbind, poate că nu s-a pus problema niciodată ca doamna Violeta Alexandru să nu fie candidatul pentru PNL ba București. Da, ba da, s-a pus. Okay. Pentru în momentul în care domnul Ciprian Ciucu a apărut unul incredibil. Și avem informații de ultimă oră publicate de jurnaliștii de la Știri pe Surse. Avem această imagine următor. Importantă, imaginea cu care s-a consacrat în ultima vreme. Asta Anisie ajută mult. Și Florin. În dimineața aceasta, de teamă ca Ludovic Orban sau Violeta Alexandru să nu publice protocolul semnat, Ciprian Ciucu și-a aranjat un interviu în care aduce singur în discuție protocolul Buclucaș. Deci pentru protocolul că, într-adevăr, despre acest protocol se vorbește de două zile pe surse. Protocolul Buclucaș era ceva ce îl pune, vă dați seama, într-o situație ridicolă pe Ciprian Ciucu. El a venit și l-a aruncat el în spațiu public, cam asta a fost metoda care i s-a părut lui că are mai mult sens, nu să vină el să arunce în spațiu public această... Să dezamorseze bomba. Nu știu ce a dezamorsat, că mi se pare că mai degrabă a amorsat, adică păi bomba e deja... informațiile jurnaliștilor de la Știri pe Surse despre ce se petrece în aceste momente la sediul de Modrogan 22. Reacțiile în propria filială au fost atât de virulente, oamenii fiind atât de dezgustați de lipsa de consecvență a președintelui lor, încât mulți au spus că la alegerile de sâmbătă o vor vota pe Violeta Alexandru. Astfel, Ciprian Ciucu se vede în postura de a fi și cu onoarea șifonată și cu alegerile pierdute. Sursele Știri pe Surse, mă rog,
susțin că la sediul de Modrogan 22 are loc o ședință cu scântei în care Ciucu a respins toate propunerile Violetei Alexandru de a asigura secretul votului. Lui Ciucu este teamă că delegații săi de filiala sectorului 6 vor vota cu Violeta Alexandru la alegeri și vrea să poată să le verifice votul. Deci, fii atent, vrea controlor de vot. Tu ai auzit în viața vieților tale despre așa ceva? Fii atent! Violeta Alexandru a propus ca votul să se facă în ordine alfabetică, să se respecte distanța de 1,5 metri între persoane, să fie flux unic de deplasare și să nu poată nimeni staționa. Și propunerea care l-a ilitat cel mai mult pe Ciucu a fost introducerea votului în plicuri pentru a nu putea fi arătat, citez, controlorilor de vot ceruți de Ciucu. Și controlor de vot, domnule? Nu știu, domnule, dați-i un mesaj în acest moment domnului Ciprian Ciucu, vă vreau să-mi explice ce anume înseamnă controlor de vot. Eu vreau să plec un pic mai educat în această emisiune. Dacă vrea să mai dea încă un interviu în parcursul zilei de azi, că poate experiența primului interviu i-a indicat că nu e genul de om care să dea interviuri. Deci este senzațional. Dacă informațiile celor de la știri pe surse se confirmă, domnul Ciprian Ciucu solicită controlor de vot la votul de sâmbătă. Dacă peneliștii ăștia mai au un pic de demnitate, nu se prezintă, mă. Dar tu crezi, Răzvan, și vă întrebi și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, credeți că Ciprian Ciucu, în urma acestui interviu, a ajuns acasă și s-a gândit: bă, dar ce dracu am făcut acolo, mă, la interviu? Stai că încă n-a plecat. Stai că încă n-a plecat. Nu la interviu acolo, poate că a luat interviu ăsta? După interviu, stând acasă, bă, dar ce am făcut eu acolo? Că parcă m-au luat așa decorativ în interviu ăla, parcă eram o persoană decorativă a interviului acelui. Pare așa că, poate că s-a gândit, a reevaluat. Și vă gândiți că până la urmă are o logică ce face domnul Ciprian Ciucu, că se gândește, bă, dacă eu m-am tot schimbat așa din toate pozițiile, m-am tot schimbat din toate pozițiile pe care le-am avut în spațiu public, poate se schimbă și ăștia care zic că mă susțin. Că nu doar eu pot să mă schimb, poate se schimbă și ăștia. Și vă dați seama, o panică generală plecată de la acest gen de om și de acest gen de caracter, că e vorba de caracter aici. Vrei să-ți mai dau ceva? Îți mai ofer, că e o emisiune generoasă. O altă propunere a Violetei Alexandru care l-a iritat pe Ciucu a fost filmarea întregului proces de vot și introducerea presei în sală, în proximitatea cabinelor de vot. În acest fel, orice tentativă de control a votului ar fi devenit știre. E, la această propunere, Ciucu a amenințat că își retrage candidatura dacă nu va avea controlori de vot. Păi, în sensul acesta, ce înțelegem? Nu știu, domnul Buzeanu. Această candidatură... Colegii, ați dat mesaj domnului Ciprian Ciucu, l-ați sunat? Nu e ceva esențial. Haideți, sunați-l, dumneavoastră, sunați-l în regie. Nu direct, că ne-a amenințat. Că nu doarme. Domnul Ciprian Ciucu este unul dintre puțini oameni care ne-au amenințat, că dacă îi mai sunăm în direct, nu, ne-am mama dracu, nu știu ce ne face. Mă rog. Era să spun. Ideea Dar sunați-l dumneavoastră în regie pentru a confirma intrarea în direct, pentru a ne explica ce înseamnă controlorul de vot. Vreau să învăț un termen nou astăzi. Ce anume reprezintă controlorul de vot în viețile politice ale oamenilor care fac politică de partid. În momentul de față, are sens totuși, a început să aibă sens ce face Ciprian Ciucu. Adică, dacă nu există controlorii ăștia pe care i-a invocat, categoric voi pierde alegerile. Decât să pierd alegerile, mai bine mă retrag. Deci, asta e o acțiune care are sens. Dintre acțiunile domnului Ciucu, nu toate au sens. Mare parte dintre ele nu au sens, cel puțin pe termen lung. Dacă stai să le iei deoparte, te gândești, bă, n-are nicio logică ce s-a întâmplat aici. N-are nicio logică. Mi-aduc aminte din discuția pe care a invocat-o cu Bolojan. S-a dus, domnule, a vorbit cu Ilie Bolojan și Ilie Bolojan i-a spus: Ciprian Ciucu, vi-l aduc aminte pe Ciprian Ciucu care... Domnul Ciprian Ciucu nu răspunde apelurilor noastre, îi dați și mesaj, că e emisiune transparentă, îi dați mesaj omului. Hai, așa. Zine de Bolojanul tău. La un moment dat s-a întâlnit cu domnul Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, și a zis așa: domnul Ilie Bolojan, explicați-mi cum e cu politica asta. Și Ilie Bolojan i-a spus: domnule, trebuie să înveți să postești. Să postezi când întreabă Ciprian Ciucu mirat. Și ăsta Bolojan zice: da, în sensul că să nu furi. Că la un moment dat se... Și ăsta a plecat, domnul Ciprian Ciucu a plecat, zice, convins că i-a dat acest sfat și nu știu ce. Deci vă dați seama, dacă a avut nevoie de sfatul lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, să ia decizia că nu-i bine să fure, de ce l-a plecat cu această decizie de la discuția cu Ilie Bolojan? Și când a ajuns acasă s-a întrebat: mă, ce tocmai s-a petrecut? Deci el nu s-a dus, asta e o declarație, povestirea sa. El a zis-o. El a povestit. Deci el nu s-a dus cu ideea, bă, nu trebuie să fure. El a plecat cu ideea că nu trebuie să fure. Asta e povestirea. Poate știa și el că nu-i bine să fur, dacă i-a spus Bolojan, l-a convins. Deci l-a convins. Avea dubii. Erau dubii acolo. Mă, deci a fost întrebat: și ce ai învățat de la Bolojan? Uite, m-a învățat să nu fur. Bine, și vă dați seama, genul acela de om este domnul Ciprian Ciucu. Acum, există aceste alegeri, în fine, vom vedea ce se întâmplă. Da, nu răspunde domnul Ciucu, nu vrea să confirme aceste informații cu privire la impunerea controlorilor de vot. Deci,
Când au fost alegerile alea extrem de nefericite? În 1946? Nu știu la cât. Bă, nu știu, în 46 comuniștii au pus controlor de vot? Sau asta e o invenție recentă a ONG-stului Ciprian? Dar cineva i-a zis, Răzvan, bă, pune-mă... Tu ai controlor de vot? Tu ai controlor de asta. Tu ai controlor de vot? Pe cine ai pus controlor de vot? Da, pe cine? Bă, tu pe cine ai pus controlor de vot? Nu, n-am. Dar eu, domnul Ciucu, haideți să vă dau o altă variantă, că e posibil, fiți atenți, că ce în cap, e posibil ca ăștia să aibă înțelegere și cu control. De ce nu puneți controlorii controlorilor? Supra-controlul de vot. Trebuie supra-control de vot. Dacă vreți să faceți o treabă profesionistă. Eu nu înțeleg de ce îi lăsați pe ei să voteze. Da. Pe delegații de la sectorul 6. De ce nu votați voi, nu sunteți președintele lor? Nu v-ați gândit puțin că atât de multă democrație face rău? Ne-a spus doamna aia de la Oradea, cum o cheamă, doamna doctor? Da, Flavia Groșan. Flavia Groșan. Foarte mult oxigen face rău. Să știți că și foarte multă democrație face rău. Mă rog, dumneavoastră s-ar putea să vă facă rău sâmbătă. Iată încă un primar extrem de iscusit care refuză orice fel de dialog în condițiile în care sunt citate informații cu privire la practicile sale de-a dreptul despotice, dar ar vrea el să fie despot. Aici, Răzvan, el trebuie să muncească mult să ajungă despot. Asta totuși trebuie și nu Adrian despot. Asta o trecem totuși la forme de inteligență de care dă dovadă domnul Ciprian Ciucu, în sensul în care, domne, e o formă de inteligență să nu intri în direct după ce te-ai făcut râs data trecută când ai intrat în direct. Adică pui totuși din experiența pe care ai avut-o, ai învățat ceva, ai tras o concluzie, mă, nu-i bine să intru la oamenii aia. Mă duc și eu acolo, nu știu, la ăștia care pun niște întrebări frumoase. Am văzut că sunt și oameni care pun întrebări frumoase. Sigur. Și nu deranjează. Hai să punem acum postarea domnului Rareș Bogdan, care și dânsul are trece pentru o situație delicată. Am înțeles că a avut un necaz online. Până Răzvane, se poate întâmpla oricui, iartă-mă că spun. Seama. Deci nu, hai să nu râdem de așa ceva. Dar nu râdeam. Păi da, vă că... Am râs de domnul Ciucu. Mi-am făcut deci, porția de râs pe ziua de azi. O tentă ironică. După ce l-am auzit pe domnul Ciucu lăudându-l pe Orban pentru ce a făcut în 2 ani și apoi explicând de ce nu-l susține pe Orban pentru ce a făcut în ultimii 2 ani, vă spun că nu mai am capacitatea fizică de a râde. Nu? Și cu toate astea, cu toată disponibilitatea, citesc această postare. În primul rând vreau să pun într-un context, vă, că această captură e făcută de către un rău voitor pentru că nu are dat like paginii. Și nu a dat like nici postării. Și nici postării, în fine. Mă rog, de astfel de oameni avem noi nevoie, domnul Buzoianu. Păi nu avem care nevoie. Nu știu să dea un like, da, și când trebuie. Că nu dau de like. Am avut o problemă cu pagina de Facebook și s-au șters toate postările până în 24 mai. Voi încerca să le recuperez și să le repostez. Îmi cer scuze, numai bine tuturor. Rareș Bogdan trece până aceasta. Ați mai auzit așa ceva? Nu, n-am mai povestit. Dispară toate postările de până pe 24 mai. Până pe 24 mai. Cine știe ce ar fi fost postările? Te-ai fi gândit că 24 mai nu cumva e moment în care a început să devină foarte... Deci hotărât? Contondent în partea cealaltă. Și care nu care cumva să fie invocate postările alea? Domnule, mai bine le ștergi și antena. Dar uite că cineva... Nu, nu, le-a șters cineva. Cineva... S-au șters. Nu le-a șters cineva. Cineva s-au șters. Cineva s-au șters aceste postări în care el nu era neapărat trup și suflet lângă premierul. Nu știu, asta e speculația ta, eu văd altceva aici. Eu văd, Răzvan, că cineva i-a atras atenția. Mă, dar nu mai ai postările alea în care ziceai... Nu, care ziceai invers. Invers, nu știu, cum ce zicea, că nu se știe. Nu, alea s-au șters. A, bine că mi-a atras atenția, o să le pun din nou. Deci am pățit. Să-l spuneți pe cine înjuram până 24 mai, că nu am niciun fel de... Cum le pui din nou? Păi nu știi că le-a pus din nou? De intrați pe pagina domnului Rareș Bogdan astăzi. Le-a pus din nou? Le-a pus ce-a mai găsit. A făcut și le-a găsit numai... A, deci au fost... Stai să vezi. Ia uzi. Intrați, vă rog frumos, pe pagină și puneți-le acea frumos mare Paul, pentru că a spus tot felul de nebuni speculează. Că vezi, doamnele, și fi șters eu că aveam ceva de ascuns. Nebunilor. Vă arăt că n-am nimic de ascuns. Și a pus numai poze cu el și câțu. Stai, trebuie să vedeți. Este spectaculos. Intrați pe pagina Rareș Bogdan, să nu vă mai spun încă o dată. Intrați, este extraordinar. Astăzi, a fost momentul meu. Ia. Dă-i. Ca să anulăm orice speculație, păcatele mele. Eu când ți-am zis că Rareș Bogdan e tare, tu nu. Nu și nu. Și eu ți-am spus că e tare. Încă de la primele ore ale dimineții. Da. O problemă la pagina, nu vreau să vorbesc, o problemă personală. Da. La pagina mea de Facebook s-a transformat în știre cu interpretări nedorite. Da. Oricum pe contul de Instagram sunt câteva zeci de imagini asemănătoare. Da. Însă nu lăsăm loc speculațiilor. Echipa câștigătoare. Am ales să reacționez rapid, deoarece am văzut ce și cum s-a putut interpreta din superficialitatea unora sau neatenția altora. O biată glumă făcută pe scena de la Zalău. O glumă anunțată. 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 Da, putem să edităm. Anunțată și expusă. Puneți una aici. Anunțată și expusă ca atare. A dus la o prezumtivă doriță. Mai muzica aia noi am pus-o sau a pus-o el? Ce-am editat?
invitat noi că avem aici. Mai băgați, domne. Avem un cursor aici care fă că... A dus la o prezumtivă dorința mea de a modifica structura guvernului. Doamne, mare ți-e grădina ta, Doamne, pune și tu mare. Superficialitatea naște știri false. Noi să fim sănătoși, să aveți o zi excelentă, numai bine. Și dânsul, ca să nu interpreteze, a repostat, domne, tot ce dispăruse. Ia, domne. Și avem așa, poze cu el și Cîțu. Poze cu el și Cîțu, mai dați. Poze cu el și Cîțu, da. Mai dați. Păi nu, dar trebuie să, mai dați. Să intri pe ele. Și aceleași poze cu el și Cîțu. De aceleași evenimente. A pus toate poze. Poze cu el și Cîțu. Deci el practic până acum. Ei, dar sunt și poze cu el și Cîțu. Multă lume nu știe, dar mai dați. Sunt niște poze cu el și Cîțu. Dați. Ah, aici nu sunt poze cu el și Cîțu. Aici sunt poze cu el și Iohannis. Uite care și că poate credeți că pastea le-a șters. Nu. Dați. Mai sunt? Te import. Cu cât? Poze cu el și Cîțu. Deci multă lume crede că domnul lui Rareș Bogdan i-au dispărut postările de până în 24 mai pentru că acolo nu era poate suficient de cățist. Poate acolo lăsa loc de interpretări. Da. Domnul Rareș Bogdan, jurnalist vechi, a spus: nu las loc de interpretări. Am repostat esențialul. A pus toate pozele cu el și Cîțu și o poză fără Cîțu, dar cu Klaus Iohannis. Bine, râdem. Deja clare. Râdem, glumim, în incinte, lucrurile sunt clare. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Bună, România! Cele noastre revine Ion Rădoi. S-a gândit, a urmărit, a stat pe televizoare, a luat deoparte problema care s-a gândit ceea ce nu putem spune despre mulți. Oameni pe care prezentăm astăzi. S-a gândit domnul Rădoi și a zis așa: domnule, dacă eu am vorbit și am căzut pe aceste interceptări cu acest piedon și Piedone a glumit, de dacă nu spun că am glumit, pare că Piedone a scăpat și eu intru în culpă, nu? El trebuie să glumească. Trebuie să spun și eu că am glumit. Normal. Și până acum n-a spus. N-a spus că a glumit și nici nu l-a suspectat cineva că ar putea să glumească. Nu că ar putea să glumească în acest circunstanță, că ar putea să glumească în general. Nu a fost suspectat de umor până acum. N-a avut această... N-a fost această... N-a planat această acuzație la domnul Rădoi, care avea haz. Mulți au și zis, nu e de glumă cum e cu Rădoi ăsta. Nu e de glumă, dar e de tot râsul. Rădoi despre interceptările DNA. Am glumit, îl cunosc pe Piedone de peste 20 de ani. Deci îl cunosc pe Piedone de peste 20 de ani, pare că face șmecheri împreună, nu-i bine. Ideea e că asta trebuia să zice, doar că am glumit. Nu trebuia să mai adăuga și că le știm de 20 de ani și... Păi te știi de 20 de ani și te prezinti Neaio Rădoi? De la metrou. Nu le-am. Prietenul tău foarte bun, ne-ai un Rădoi de la metrou, sigur mă știi, domnule, dacă mă vezi și într-o poză. Într-un final, asta îmi place că și recunoaște, dar asta e un moment important, nu le-am promis spații, zice. Nu. Nu le-am promis spații, ne permitem să facem și glume, nu le-am permis spații. Nu le-am promis spații, în sensul că, dumnezeu, ar fi fost ușor să recunoască. Le-am promis niște spații ca să facem o șmecherie, să nu-mi dărâme magazinul. Deci a fost mai mult pe amuzament. Deci a fost o chestie, a fost o chestie ludică, da, da. Distractivă. Domnul Rădoi, în schimb, cere schimbarea procurorului, să se schimbe procurorul de caz. Că... Da, la modul serios sau tot la mișto? Tot glumă e. Poate e o glumă și asta. Poate vezi dacă nu-i schimbă procurorul, pe glumeam, de ce să mi-l schimbe? Eu nu știu, peste 20 de ani. Ne-ai un Rădoi de la metro. Haideți să vedem exact ce nemulțumire are, că poate omul are dreptate și serios, nu doar în glumă. Da. Ion Rădoi a contestat în instanță măsura plasării sale sub control judiciar. Mai mult, avocata liderului sindical susține că va sesiza CSM și alte autorități interne și internaționale pentru că, înainte de a comunica poliției și altor instituții abilitate controlului judiciar dispus în cazul lui Rădoi, DNA ar fi trimis înștiințarea ministrului transporturilor și directorului Metrorex. Avem de ce să rămânem cu acest control judiciar pentru că am considerat că este o ilegalitate și nu am considerat. În momentul în care ești acuzat pentru orice, nu mai știu cum, doamnă avocat. Șantaj. Pe cine șantaja, domnule? Păi nu știu, că n-am aflat. Dar acele discuții n-am din aflat. Biroul ministrului transporturilor, cum le comentați? Păi m-am întâlnit vreodată, nici nu l-am văzut pe domnul ministru al transporturilor. Rădoi le-a transmis chiar un avertisment procurorilor. Dânsii o să răspundă pentru tot ceea ce au scris și tot ce au făcut, că nu o să lăsăm nici noi așa. Cât despre discuțiile sale cu primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Rădoi susține că totul a fost o glumă și că nu avea cum să-i dea edilului jumătate din stația Izvor. Eu îl cunosc pe acest om de peste 20 de ani și a fost o glumă între noi și atât. Dar dumneavoastră glumiți cu asemenea promisiuni. Proprietatea mea, dumneavoastră. Sindicalistul a susținut senin și că nu a avut vreo legătură cu greva de la metrou care a paralizat Bucureștiul. Vă
între noi. Ați coordonat greva de la metrou din data de 26 martie? M-ați văzut cumva pe acolo? Dar telefonic ați coordonat? Nici cum. Deci eram în concediu și nu eram în București. Ion Redoi a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, care l-acuză de infracțiunile de folosire a influenței în formă continuată și șantaj. Privind modul în care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou în perioada septembrie 2018-iulie 2021. Imagini emoționante de acolo din față, ați văzut că vor răspunde procurorii pentru ce au făcut sau pentru că au făcut, vor răspunde pentru că au făcut. Domnul Redoi a fost extrem de tranșant, a zis că a fost o glumă să schimbe procurorul, a mai făcut și alte chestii, adică nu s-a oprit aici, a cerut să fie și să se și pensioneze, a băgat și un document în care cere cumva pensionarea sa. Deci, practic, Ion Redoi a înaintat o adresă pentru a obține dosarul de pensionare conform unui document obținut de Economedia. Așa. Ideea este următoare, le face pe toate. Deci vedeți că încearcă de toate felurile. Adică nu e ca și cum are o singură soluție, merge pe o singură variantă. Nu, încearcă și aia. Se și pensionează, cere și schimbarea procurorului, a și glumit cu ăsta. Dom'le, o să vedeți, o să fie o nebunie. În schimb, cu adevărat important este un alt personaj din surprins în aceste imagini. Doamna Mariana Rădoi Ștefan, fără niciun fel de legătură cu domnul Rădoi simplu, cu plan, domnul Nea Ion Rădoi. În plan secund apărea această doamnă. Avocată. Avocată de fire și invitată la România TV în deserul. Și aș vrea așa să o știți, n-aveți cum să nu știți, că ați mai văzut-o pe la televizor. Dânsa de-a lungul timpului s-a făcut remarcată printr-o serie de postări pe care aș vrea să le trecem în revistă. Și aș vrea să dați așa în jos, stimați colegi. Dați că nu e niciun fel de rușine. Astea sunt pozele dânsei, sigur, toate lucrurile bune. Nu știu dacă că a fost ziua dânsei de naștere. Mai dați aici, explică cu DNA, eu noaptea nu dorm, ghicitoarea mea. Nu, vreau să mergem, la poza cu Șoșoacă, ca să fie extrem de sincer cu dumneavoastră, că n-am nimic de ascuns. Mai dați nu mai poze frumoase. Când apare Șoșoacă. Nu mai poze reușite până acum, adică trebuie să facem și această constatare. Poze e o forță, o adevărată forță. Mai dați când apare și ușoacă ne oprim. Op, nu, aici apare România TV, ce v-am promis? Nu. Mai după mă rog, stau otrăvit. Aici e casa copilăriei. Trebuie să mergem aici. Opa. Aici. Și aș vrea să știu exact ce text însoțește această frumoasă fotografie cu Ai vrea să știi sau ne închipuim înainte? Ne imaginăm înainte sau pur și simplu... Oh. Felicitări, doamnă senator, virgulă, Diana Iovanovici Șoșoacă, semnul exclamării. Eu n-aș vrea să mergem atât pe text în ceea ce, mesajul său, cât pe formă. Da. Felicitări, virgulă, o virgulă corectă. Da. Nu lăsăm spații, astea sunt detalii. Doamnă senator, virgulă, da. Diana Iovanovici Șoșoacă, semnul exclamării. Asta este în plus. De ce ai pus-o aici? Da. Senator, Diana... Avocat, da? Dădeau gramatică la admitere în facultate pe vremea ei. Deci e un vocativ aici, nu? Ar trebui doar o singură virgulă. Te complici cu termenii de specie. Datorită doamnei senator a fost respins proiectul lui K.V. Iohannis. W, doamnă, v-ați gârcit la V-uri și mai puneți un N, de a fi introdusă educația sexuală în școli. Am înțeles. Copii trebuie să aibă educație sanitară. Uite unii aici ce bun ar fi fost. Însă este bine. Pe economie. Depindeam. Un V, nu W, că nu știi când îți trebuie. Un singur N, că nu stăm să aruncăm cu ele. Trei sunt mulți. Se înțelege și cu doi. Copiii trebuie să aibă educație sanitară, nu sexuală, dar și după aia în jos. Dar și gramatical. De ce nu? Dar tu ce le spui copiilor tăi când văd două femei în ei îmbrățișate pe treptele instanței, domnul? Gândești în felul deci acesta? Deci asta aș vrea să înțeleg. Da. Sigur, eu sunt convins că dânsa e o maestră a dreptului. Deci, da? domnul Rădoi... ce facem cu limba română, măi, care este grea, dar nu chiar atât de grea să nu poți să o stăpânești în probabil peste 40 de ani de viață și sunt generos aici. În fața, adică sunt rezonabil. În fața năvalei DNA-ului, domnul Rădoi se apără cu această doamnă. A fost la înaintare. O doamnă care a trecut în PRM, a fost pe acolo, a văzut ce el se întâmplă, a trecut mai departe. Acum a ajuns la doamna Șoșoacă și care, iată, probabil și întâmpinările alea, sper să nu spună că le-a scris în glumă. Probabil și ăsta e un text ironic. Putea, crezi că era greu să pună 3i? A vrut să semnaleze, a vrut să arate, să urmărească. Cât de mulți i sunt folosiți în timp ce alții n-au i să-și pună de nicio culoare în limba română? Da, abuzăm cu câte 3 de i. Vezi că în text lipsesc, nu are i, dar uite, pe ea dânsa are o i. Doamnele au niște i pe ele. Doamnele au niște i pe dânsele, dar n-au toți i în text. Exact. Asta, ca să mai cunoști și avocații, e păcate, e o profesie frumoasă. Apropo de avocați și de profesii frumoase, uite, se întâmplă niște lucruri frumoase în continuare pe litoralul nostru, adică e o perioadă în care lumea se cam întâmplă pe litoral. La malul mării. Și acolo, la malul mării, s-a întâmplat la un moment dat că
o mașină a fost surprinsă chiar în dreptul mării, adică pe plajă intrată chiar în dreptul mării. S-a dus acolo aproape de apă. 2000 de euro este amenda pentru așa ceva. Nefiind o mașină amfibie, e important de precizat. Da, e interesant. Haideți să vedem detalii despre acest caz cutremurător petrecut la malul mării. Să urmărim imaginile cu mașina, momentele emoționante cu mașina ajută chiar aproape acolo. Sigur că în prima fază te-ai fi gândit, e și cu sunet, e și comentariu? Ia să stai să spună, poate și comentariu. Poate și înjură, poate. Da, deci practic e parcat acolo, pe plajă, este, văd eu, înzăpezită, dacă îmi permiteți metafora. Pare că e blocată nisip. Dar pentru genul ăsta de drum, ce fel de cauciucuri trebuie, domnule? Se pus cauciucuri de nisip. Deci pare băgată cu totul nisip. Acum, eu ce aș vrea să remar la această imagine? Să nu mai e o mașină și acolo în spate? E mult în spate mașina. Asta e intrată chiar pe plajă. Asta a venit este aici. Intrată chiar pe plajă, acolo la Saturn. 2000 de euro, o amendă destul de mare. Adică o amendă e ceva, amendă. Depinde pentru cine? Pentru noi e mare. Eu înțeleg totuși venirea acestei mașini, ținând cont că omului s-a spus, vedeți că marea e departe. Deci trebuie să faci kilometri până ajungi. Am văzut imaginile alea cu plaja lărgită, domnul Buzoianu, dar n-ai cum să mergi pe jos, păcatele mele, faci insolație, mor de foame. Până acolo. Mor deshidratat până dai de apă. De unde venise dânsul? Fără să facem gata, putem să oprim că deja e și numărul de matriculare, ce litere erau? Sper că ceva, sper că București. Ceva drastic, da. Da, era din București șoferul care era din București, nu? Eu întreb altceva. Nu care cumva și aș vrea, pentru că un avocat poate să intervină și poate să... Poate chiar doamna în cauză. Dom'le, nu care cumva omul acesta e nevinovat, nu care cumva omul acesta a lăsat mașina în parcare. Acolo era o parcare și au venit ăștia cu plaja și peste parcare, că vedeți că există această nebunie de lărgire a plajei. Nu? Și tot se lărgește plaja. S-a lărgit către mare, dar poate s-au gândit, hai să o lărgim și încolo. Și uite-te, poate că au ajuns cu plaja pe parcare. Deci omul a lăsat mașina, era normal, situația normală, domnule, era în parcare. Eu nu cred că era în parcare. S-a trezit cu o plajă. Eu cred că era pe drum. Cred că omul era în mișcare și ei au venit cu plaja peste șosea. Da. Asta este o porțiune din Autostrada Soarelui. Până acolo s-a ajuns cu plaja. Nu avem probabil cea mai mare plajă. Nu, s-au gândit, aici vreau să intervin. S-au gândit, băi, e foarte greu, atenție. E foarte greu, e clar că e foarte greu să ajungă șoferii pe Autostrada Soarelui la plajă. Atunci venim cu plaja și noi în ajutor către ei. Poate către să fie. Eu vreau să spun că ar trebui apreciați oamenii, înțeleg că Apele Române se face responsabilă pentru... Bun. Deci, ați auzit probabil, cei mai vechi dintre dumneavoastră, că Ceaușescu a vrut să facă Bucureștiul Port la Dunăre. Eu am anunțat clar, uite, repet, nu mai merg la litoral perioada imediat următoare, pentru că mă aștept ca ăștia să facă Bucureștiul plajă la Marea Neagră. Deci, plaja trebuie să vină la noi. La noi, pentru început, domnul Buzeanu, trebuie să ajungă în Maramureș, trebuie să ajungă în Zalău, trebuie să ajungă în Bihor. Trebuie să meargă cu plaja peste tot. În Bucovina, da. Trebuie să ajungă, dacă era Raș Bogdan, ce util ar fi fost. Unde trebuie să mai ajungă Raș Bogdan? Și îți mai zicea 200 de zone. Păi mă, Răzvane, dacă cresc prețurile în felul în care cresc acum. Vezi și niște unguri, domnul Buzeanu, nu au ieșire la Marea Neagră. Ți se pare normal ca în baza bunei vecinătăți și a prieteniei care leagă aceste două popoare să nu le facilităm accesul la plaja Mării Negre, să nu ducem până la Budapesta un pic de nisip să târâm spre ei așa? Ar trebui veni cu plaja până acolo, dar eu văd și o altă argumentație pentru care ar fi necesar așa ceva. Deci dacă continuă aceste creșteri de prețuri de ne lasă în chiloți cumva, ar trebui să se vină cu o plajă ca să se justifice de ce stau oamenii ăștia în chiloți. De ce suntem? Deci ar putea să fie un element justificativ. Domnule, e o plajă acolo. Păi, ei sunt la plajă tot timpul, domnule. Ce ai, domnule, la plajă de aici? Ei, la plajă, da. Domnule, și deci, mai intră lumea la apă. Eu vreau să se meargă până într-acolo, dar pe de altă parte, ca să-l încerc să-l exonerez pe omul ăsta trecut până acest necaz, 2000 de euro, mult, mult. 2000 de euro? Da, și câștigă mult România, a și zis, domnule. Și de banii ăștia ce o să facă? O să mai lăgească puțin plajă. A și zis, domnul Câțu, la așa bani cât câștigă, trebuie să-i cea mai mare. Deci știa că 2000. Știa că 2000? El spera să fie măcar 2000. Și atâta l-a costat parcarea. Deci, practic, asta a fost parcarea. Ce crezi, că în București se pare că e mai ieftin? Cât a lăsat mașina acolo? A lăsat. Eu sper că a durat ce, măcar o zi o fi lăsat-o. Cât e în capital? Cât e? 10 lei pe oră sau ceva de genul? Dacă îți faci un calcul... Păi lăsa mașina câteva zile acolo te duci, da. Deci cam asta, dacă faci un scurt calcul. Acum, pe de altă parte, vă spun, hai să vedem în favoarea omului, decât să meargă cu mașina asta pe contrasens pe autostradă, bravo. Mai bine o parchează frumos acolo, o lasă acolo pe mare. Acolo și n-ai treabă. Și e mult mai simplu așa. Nu știu dacă mai avem timp, pentru că se întâmplă lucruri. Apropo, că ieri vorbeam despre domnul Van Damme venit în incinta, avem și noi Van Damme-ul nostru, avem și noi Van Damme-ii noștri, hai să mergem către ce a făcut aveți Van Damme. Suficient timp pentru Van Damme. Hai să mergem către Prahova, acolo unde se întâmplă lucruri grozave.
Geamurile pieței centrale din Câmpina au fost făcute țândări după ce un bărbat le-a spart cu ajutorul unei sape. La acel moment, individul cunoscut sub numele de Van Damme se afla sub influența băuturilor alcoolice. Martorii au sunat de urgență la 112 de teamă că acesta și-ar putea îndrepta furia către ei. Echipajele de poliție au ajuns la fața locului și l-au dus pe Van Damme în vizită la spitalul de psihiatrie din oraș. Totuși, individul a refuzat să stea prea mult timp acolo și a plecat la scurt timp după ce s-a mai calmat. Nu este pentru prima dată când individul are astfel de ieșiri violente. Printre altele, în urmă cu 6 ani, acesta a fost arestat pentru că a violat o fată. Acum bărbatul se află sub custodia IPJ Prahova și este reținut sub acuzația de tulburare a ordinii și liniștii publice. Da, dar nu numai ordinarea tulburată, și el părea ușor tulburat. Așa? El părea insuficient tulburat, pentru că la scurt timp după internare a fost externat. O bine, oricum legislația din România are serioase probleme în zona asta. Nu, de exemplu, o persoană care are nevoie de îngrijire permanentă nu poate fi internată pe un termen foarte lung, imediat se o externează statul român. Dar eu dacă așa funcționează. Eu întreb, ce a fost mai... culpabil. Ce am văzut ieri cu Van Damme ascultând manele, stând în mașină. Vrea să-l vedeți pe Van Damme ăsta stând într-o mașină, ascultând manele, ascultând Țancă Uraganul. Vezi că s-a continuat. Van Damme ăla adevărat s-a întâlnit cu... Deci a ascultat Țancă Uraganul și s-a întâlnit cu... Cum îl cheamă, mă? Păi... Uite, ori știm, ori nu știm. Ce limitele facem? Competenței mele. Păi, ce facem? Dani Mocanu. Cu Dani Mocanu, uite, ni se suflă în casc. Dar am spus înainte. Dacă s-ar fi întâlnit cu... Consemneze că am trecut linia de fi. Cu Patapievi, nu știați, domnule, cine era ăla? Cine era ăla din poză? Deci s-a întâlnit, deci ascultați Anca Uraganu, dar s-a întâlnit cu Dani Mocanu. Asta a fost o greșeală. Ceea ce ne pune o serie de întrebări cu privire la Van Damme. De ce a venit el concret în țară? A venit să cunoască maneliști. Deci îl pare că a venit într-o pare o excursie de documentare cu privire la maneliști celebri. Merge din manelist în manelist. Îi ia pe toți la rând, poate urmează un film cu un manelist luptător și trebuie să interpreteze un manelist în viitoarea... Cinematografic. Știi cum e? Manelist universal. El ce a avut? Soldat universal. Scurtă, poate un film. Scurtă pauză după care ne întoarcem. Scurtă de tot. Nici pagat aici ca Van Damme.